TP a dezvăluit ce se tem în spatele atacului lui Iohannis la adresa lui Dragnea, a comis o gravă eroare diplomatică și politică. Cristian Tudor Popescu i-a transmis lui Klaus Iohannis ce ar trebui să știe, ce poporul israelian nu este compus 100% din evrei. Jurnalistul EDPR rece gafa președintelui prin exprimarea nelegerii secrete cu evrei, folosit în lecturi cu Liviu Dragnea, a fost motivat de dorința de a muca din electoratul liderului PSD. Iohannis a zis expresis verbis, ce o face Dragnea pe acolo, în elegerii secrete cu evrei? Cu evrei? Nearticulat. De ce o face? Încearcă domnul. Iohannis se mai obinite voturi din zona asta a național populismului antisemitismului. Pentru ce domnul? Iohannis, președintele României, ar trebui să știe ce poporul israelian nu este compus 100% din evrei. Acolo nu e poporul evreu în Israel. Este poporul israelian. Sunt în Israel aproape vreo 8 milioane și un sfert aproape dintre ei, aproape 2 milioane nu sunt evrei. Un sfert? Sunt arabi, care cei mai mulți sunt musulmani, dar sunt și cretini, sunt druzi, sunt armeni. Deci este o gravă eroare diplomatică și politică să spui ce s-a dus în Israel să facă nelegerii secrete, a pus secrete la, care duce la protocoalele nelepilor Sionului, în nelegerii secrete, adică ce fac ei pe acolo. Dar acel cu evrei? Ce vrea să zic? Domnul Iohannis încearcă acum să imute voturi lui Dragnea, capital politic, exact pe tema lui favorit. Deci național-populistul, românul absolut Dragnea. Naționalismul merge cu antisemitismul și domnul Dragnea s-a dus în Israel și domnul Iohannis a vrut să le taxeze aici, la cei sensibili, la antisemitism, legat de naționalism, adică ce face PSD-ul. Spunându-le băi, Dragnea s-a dus acolo să comploteze cu evrei? Evrei. Adică să-l pun pe Dragnea în coliziune cu temele sale preferate de campanie, asta e ideea. Dar modul în care o face punct în primul rând ce nu se pricepe la ceva, nu tie se joace pe coarda asta național antisemit, iar modul în care a făcut-o, pentru mine, este discreditant. Nu poate un efte stat să vorbească în felul acesta. Ar trebui să tie ce nu poți să te adresezi în acest fel în lecturi cu poporul israelian, a comentat Cristian Tudor Popescu, la Digi24.